În primul rând, nu comentez declarațiile unui inculpat fugar. Un inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte dintre ele sunt instrumentare la DNA, o parte dintre ele sunt deja trimise în judecată. Un inculpat fugar față de care am făcut încă din cursul anului trecut, sper să vă reamintiți, încă din aprilie, când de la tribuna Parlamentului a acuzat Direcția Națională Anticorupție și a făcut atacuri la adresa sistemului judiciar prin afirmații denigratoare și tendențioase. Ca atare, nu comentez declarațiile unui inculpat fugar și nu doresc să intru în dialog cu acesta. Dar unde?